Ionela Coval este tânăra interpretă care recent a uimit lumea showbizului cu un videoclip realizat pentru piesa Ce-ar fi să? O producție filmată cu o echipă de profesioniști de la noi și lansată în cadrul unui eveniment cu mare fast. Cum au avut loc filmările, dar și ce planuri are de viitor, ne spune chiar protagonista interviului. Ionela, ești un nume nou în muzica autohtonă de la noi din țară. O parte te cunosc deja, iar pentru alții încă își pun un semn de întrebare când aud de numele tău. Dacă ar fi să faci o autobiografie într-un minut, așa încât să ne precizezi cele mai importante detalii din biografia ta, ce ne-ai spune? Mă numesc Ionela, am 16 ani, îmi place foarte mult să creez muzică, să cânt și să știu că pot bucura oamenii prin intermediul pieselor și prin intermediul apariției mele pe scenă sau aparițiilor televizate. Dacă mi-am pus un scop, tind să-l realizez, pentru că ce altceva să faci decât să-ți urmezi visul sau să-ți urmezi planul pe care ți l-ai făcut. Sunt ambițioasă, îmi place să încerc lucruri noi. De câți ani muzica face parte din rutina ta zilnică? Muzica face parte din rutina mea de foarte mult timp. Am început pe ritmurile muzicii de aproximativ 5 ani, dar mai profesionist am început în ultimii 2 ani. Mijlocul lunii februarie pentru tine a venit cu o realizare care dă greutate carierei, și anume melodia și videoclipul pentru piesa Ce ar fi? Cum a ajuns să bifezi această colaborare? Dacă totuși am spus să fac un început nou, am decis să colaborez la textul piesei împreună cu Alina Dabija și aranjamentul muzical cu Vova Cazanir. Ei au fost cei care au întocmit această piesă. A fost o colaborare foarte bună și care nu se oprește aici. Ea va continua mai departe pentru că îmi place să colaborez cu oamenii care știu ce fac și care sunt profesioniști în domeniu. Se spune că de obicei melodiile pe care le interpretează un cântăreț sunt reprezentative sau oarecum se regăsește. Cât la sută din te regăsești tu în piesa respectivă? Mă regăsesc, pot să spun, chiar 100%, da? Pentru că mesajul acestei piese este: niciodată nu poți să știi ce va urma. Peste o oră, peste o zi, peste un an, peste o lună, niciodată nu știi ce te poate aștepta. Și mereu profită de timpul pe care îl ai acum în prezent, profită de momentele pe care ți le creezi acum și nu aștepta. Bucură-te de fiecare clipă pe care o ai acum în prezent. Ai realizat și un videoclip pentru piesa respectivă cu o echipă de băieți foarte pricepuți de la noi. Este complicat să realizezi o producție care cu adevărat să fie calitativă. Cam ce buget s-a investit în videoclipul respectiv? Nu este complicat atâta timp cât îți place ceea ce faci tu și atâta timp cât lucrezi cu o echipă bună, o echipă profesionistă, o echipă talentată care știe ce face. Bugetul a fost unul destul de frumos și într-atâta de bun încât să realizăm acest videoclip. Cum au decurs filmările? Și, de fapt, un element important în videoclip, am remarcat că sunt fluturii. De ce i-ați ales anume pe ei și ce ați vrut să redați prin aceștia? După cum am spus, fluturile, de fapt, reprezintă acest moment de a trăi clipa de acum, pentru că fluturile trăiește doar o singură zi. Și ideea este că să te bucuri de ceea ce ai acum și să nu aștepți altceva, că nu se știe dacă o să fie sau nu. Am filmat cadrele ce țin de mine, am filmat în decurs de 2 zile în 2 locații. Restul a fost filmat cu 2 actori. Restul videoclipului, restul mesajului a fost transmis prin intermediul actorilor. La fel au fost diverse locații și personal sunt foarte încântată. Videoclipul a acumulat pe internet peste 11.000 de vizualizări. Ce-ți spune ție această cifră? Este o cifră îmbucurătoare? Ai vrea să fie mai mult?
Este o cifră îmbucurătoare pentru că știm că aici, la noi în Moldova, este foarte greu să acumulezi ceea ce este 11.000 de vizualizări. Asta îmi dă dovadă că, într-adevăr, ceea ce fac este bine și că am realizat un produs bun care prinde și care văd că este ascultat și este văzut. Ce feedback ai primit atât din partea specialiștilor, cât și din partea întregii pleiade de interpreți? Am primit atât mesaje de încurajare, cât și evident se găsesc acei hackeri care te vor, poate cumva prin vorbele lor vor să te doboare, să te, nu știu, să te înjosească, dar nu pun la suflet ce țin de vorbele rele, doar dacă este critică bună. Chiar dacă cuiva nu-i place, poate să aibă o idee bună, poate să aibă un sfat bun, pe care de ce nu poți să-l urmezi? Așa că nimănui nu poți să-i place exact cum ești. Cineva te place, cineva nu. Asta e. Acum, făcând o totalizare a tuturor criticilor și dacă ar fi să privești tu din altă perspectivă, poate, ai schimbat ceva la videoclip sau crezi că undeva poate ar trebui să mai lucrezi? Nu aș schimba nimic pentru că știu că am lucrat cu oameni buni, oameni profesioniști în domeniu și orice punct, orice detaliu a fost luat în vedere, așa că nu aș schimba nimic. A fost această producție un material care oarecum te-a ridicat pe scara interpreților de la noi din țară? Desigur, pentru că i-am făcut și o lansare oficială unde am invitat interpreții de breaslă, colegii mei și evident că oarecum asta a fost o treaptă de relansare pe piața muzicală. Aici am să te întreb, pentru o tânără interpretă, cât de greu este să-și facă loc pe scena muzicii din Moldova? Atâta timp cât ai voință și ai dorință și știi ceea ce vrei să faci și ai scopul tău pus în viață, îți este ușor, mai ales dacă ai persoane care te susțin, dacă ai alături familie și dacă ai alături oameni care să te poată susține și să te poată ajuta cu un sfat bun, cu o îndrumare. Să recunoaștem, avem mulți interpreți pe scena muzicii autohtone, alții care apar peste noapte, alții care dispar peste noapte. Prin ce consider că ești tu mai deosebită de restul sau care sunt elementele care te definesc? După cum am spus, sunt ambițioasă și dacă mi-am propus ceva să fac, eu am să tind să realizez până la bun sfârșit, n-am să mă las bătută, indiferent de greutățile care o să-mi apară în față, indiferent de coborâșurile care o să le am să încerc mereu să fac ceea ce îmi place și să găsesc ceea ce prinde bine. Ce ține de piese, am să mă strădui să colaborez cu oameni buni, poate chiar și din afara țării noastre, de ce nu? Niciodată nu ar trebui să refuzăm ofertele care nouă ni se propun. Am să fac tot ce ține de mine, tot ce o să-mi stea în putere. Uite că veni vorba de viitor. Ce ți-ai fixat pentru 2017? Ai ceva deja bătut în cuie? Sunt niște planuri deja puse pe listă. Pregătesc o surpriză, două videoclipuri la pachet, mai multe detalii poate când ne vom revedea să vă dau. Preconizez să fac și niște colaborări peste Prut cu interpreți de acolo, deja rămâne de văzut, în rest sunt în proces de creație. Care crezi că sunt elementele importante așa încât să-ți construiești o carieră de succes, o carieră de interpretă? Să știi bine ce vrei de la bun început și odată ce te-ai gândit sau măcar ți-a venit gândul în cap să devii interpret, să știi că nu o să poți da înapoi cu una cu două. Dacă te-ai apucat, trebuie să duci până la urmă acest lucru, pentru că degeaba. Mai bine să nu faci ce știi că nu o să vrei peste un timp. Ai nevoie de un plan, ai nevoie de o echipă care să te susțină, ai nevoie de persoane cu care să colaborezi, ai nevoie de diferite căi să le cunoști ca să poți ajunge undeva. Este mult de muncit. Spre exemplu, eu înainte credeam că ce e să fii artist? E ușor, acolo te-ai dus, ai cântat pe scenă și gata. Dar nu, când am intrat mai bine în acest colectiv, mi-am dat seama că este foarte mult de muncit. Că va fi mie.